ministrul afacerilor externe, domnul Teodor Meleșcanu, și excelența sa, ministrul afacerilor externe din Regatul Norvegiei, doamna Ine Marie Eriksen Søreide. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor, mulțumesc frumos pentru prezență. Mă bucur foarte mult să pot să mă întâlnesc astăzi cu doamna ministru a afacerilor externe din Regatul Norvegiei, doamna Ine Marie Eriksen Søreide, unul dintre cei mai activi și profesioniști miniștri la nivelul NATO. Din punctul nostru de vedere, această vizită are loc într-un cadru foarte pozitiv al dialogului româno-norvegian, marcat anul acesta de intensificarea contactelor politico-diplomatice, în special în ultima perioadă, precum și din intenția foarte clară a celor două părți de a dezvolta în continuare relațiile bilaterale în domeniul economic și sectorial, cu valorificarea unor posibilități importante, cum ar fi energia și tranziția către o economie verde. Convorbirile, vă rog să mă credeți pe cuvânt, au fost extrem de dense și aș putea să le calific drept excelente și au dovedit că România și Regatul Norvegiei au foarte multe subiecte în comun și poziții extrem de apropiate sau similare. În cadrul întrevederii noastre am discutat despre perspectivele relațiilor bilaterale, președinția română a Consiliului de Securitate, a Consiliului Uniunii Europene, agenda europeană, evoluțiile regionale și internaționale, situația de securitate și cooperare pe plan multilateral. În legătură cu aceste chestiuni aș dori să fac câteva precizări. În primul rând, sigur că această întâlnire are loc într-un context foarte important. Practic este după două zile de la sărbătorirea centenarului Marii Uniri, iar peste mai puțin de o lună vom prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Aș vrea să precizez că în exercitarea atribuțiilor sale, România își propune ca obiectiv asigurarea unei președinții eficiente prin asumarea rolului de mediator imparțial și de facilitator de consens. Inclusiv în ceea ce privește avansarea agendei europene pe domenii de interes care privesc relațiile dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei. Am discutat și despre palierul economic al relației noastre și am constatat că evoluția este încurajatoare. În acest an, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Norvegia a crescut cu peste 150%, depășind 420 de milioane de euro și cu o precizare că soldul este în pozitiv în favoarea României datorită exportului de produse cu valoare mare adăugată. Evidențiind, vorbind despre colaborarea bilaterală foarte bună, am folosit această ocazie pentru a exprima aprecierea deosebită pentru contribuția norvegiană la mecanismele financiare norvegian și al spațiului economic european, prin care România beneficiază de 500 milioane euro pentru perioada 2014-2021. Prin intermediul acestor granturi pe care Norvegia le finanțează inclusiv, avem proiecte în domeniul societății civile, incluziunii sociale, justiției, mediului, energiei, culturii, cercetării și inovării. Am abordat de asemenea, în mod evident, câteva teme legate de vecinătatea estică, de vecinătatea europeană, țările noastre, așa cum v-am spus, având practic vederi similare în toate aceste domenii. Am subliniat că România este interesată de o vecinătate estică stabilă, democratică și prosperă și că rămânem un ferm susținător al parcursului european al Republicii Moldova. Am precizat de asemenea că pentru noi una dintre priorități va fi regiunea Balcanilor de Vest și parteneriatul estic, care vor beneficia de o atenție specială din partea președinției române a Consiliului Uniunii Europene. În fine, alte subiecte
principale pe agenda internațională pe care le-am abordat se referă la importanța relației transatlantice și rolul pe care îl joacă NATO, și am evidențiat cu această ocazie colaborarea foarte strânsă între România și Norvegia, precum și necesitatea de a consolida în continuare cooperarea în domeniul organizațiilor internaționale. În încheiere, pentru a încheia, vreau să subliniez încă o dată relația bilaterală foarte bună între statele și națiunile noastre și sunt convins că prin continuarea dialogului politic în care este ilustrat astăzi de prezența doamnei ministru și prin instrumentele diplomatice pe care le avem, vom continua să întărim această relație. Vă mulțumesc! Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, and I have to start out by saying that I'm very pleased to be here in Bucharest and to meet my good colleague, Foreign Minister Mădăscanu, and we enjoy, as the Foreign Minister also said, very strong and good bilateral relations. We have seen over the last decade a very substantial increase and also diversification of our bilateral cooperation. And I think, given the discussions that we had today as well, that it's no secret that our bilateral relations will continue to prosper further. And even though we're not a member of the EU, we still take a very keen interest in development of the continent that is also our continent. And that is also why we have a tradition of visiting the upcoming presidencies of the European Union. We find that very useful, and we have discussed a range of issues today as to how we can cooperate during Romania's presidency. I'm very happy that the Foreign Minister had the time to receive me here today. I know that it's a busy schedule, but I think it's a very important occasion both for us to be informed about the priorities and the cooperation that we can have during the presidency, but also to convey Norwegian positions and views. We also had a very good discussion on security policy, where we share a lot of the same views and analysis, and we see that also, I would say, regularly when we meet in NATO. We're going on to a NATO ministerial in Brussels tomorrow, and we have also discussed the developments that we've seen in the Sea of Azov and the Kerch Strait. I think we both share the concern about what is happening and the very strong message to Russia about how they need to both release the vessels and also release the crew, but also that their actions are unacceptable. We also have reiterated a very strong support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and we've also urged both sides to show restraint in the current situation. We also had a chance to discuss both Brexit, which is much on top of the agenda for everyone in Europe nowadays, and of course will very much be a part of the Romanian presidency as well, because you will have the UK both on the inside and on the outside during your presidency. And also, given the election in the European Parliament coming up this spring, you will also have quite a busy time with that. We also had discussions on the respect of the rule of law on the agenda, working together on good initiatives during the presidency. And as the Foreign Minister mentioned, much of our cooperation has expanded due to the fact that Romania is the second largest recipient of the EEA and Norway grants, with 503 million euros for the period 2014 to 2021. And we try to work together on a green, inclusive and competitive Europe. We also have as one of the aims for that cooperation to strengthen social and economic cohesion, the rule of law and civil society, and support innovation and business development, and also renewable energy and energy efficiency. I also just said to the minister during the meeting that we have around 16,000 Romanians in Norway. They are wonderful ambassadors of Romania. They are highly valued, both in the workforce and everywhere else where they are. And we see that there is opening up for a lot of potential cooperation and activity as well.
Just now we are going to build 3 hulls of our new Coast Guard vessels here in Romania, a Norwegian company who has established themselves here in Romania. We have very good experience from earlier on with doing that, and we are very hopeful that this will again present itself as a very good opportunity. So in closing, I again want to thank you so much for your hospitality today. I said during our meeting that I was thankful for the warm welcome. Well, the Foreign Minister said, well, it's not very warm, it's chilly outside. But as a Norwegian, this is quite normal. So I'm not scared by the fact that at least it's sunny, that is right. But even though the temperature is cold, the welcome is very warm. And we really look forward to cooperating with Romania during the presidency next year. Thank you very much. Declarațiile de presă s-au încheiat. Vă mulțumim pentru prezență. Okay.